Bine, v-am găsit la o nouă lecție de pregătire pentru examen. Astăzi vom recapitula unul dintre subiectele dificile de gramatică, și anume pronumele. Nu vom insista pe toate tipurile de pronume și formele acestora, ci pe acelea care vă pun în dificultate. Vom vedea care este diferența între pronumele personal și pronumele reflexiv, atunci când există forme omonime, și vom vedea cum ne dăm seama dacă un pronume e personal, cum ne dăm seama dacă e reflexiv. La fel și vom vedea alte forme dificile ale pronumelor, posesive, demonstrative, nehotărâte și așa mai departe, forme care vă pun în dificultate. Vom vedea apoi cum ne dăm seama care e distinția între pronume și adjective pronominale, cum recunoaștem pronumele, cum recunoaștem adjectivul, câteva discuții despre cazurile pronumelor și ale adjectivelor pronominale și cum construim enunțuri în care anumite pronume sau adjective pronominale să îndeplinească anumite funcții sintactice. Începem așadar cu recunoașterea pronumelor și întâi vreau să discutăm despre pronume personale și reflexive. Chiar și la simulare a fost un subiect de tipul acesta și e foarte posibil să fie și la examen. Atenție! Pronumele reflexiv are forme proprii ale pronumelui reflexiv la persoana a treia. Ce înseamnă forme proprii? Înseamnă că formele acestea sunt întotdeauna reflexive. În toate situațiile în care cuvintele acestea sunt pronume. Și pronumele reflexiv are doar două cazuri. Acuzativ, pe cine, pe sine, se și să, și la dativ, cui, sieși, își și cu cratimă. S-a dus și a imaginat. Formele acestea sunt întotdeauna reflexive. La persoanele întâi și a doua, pronumele reflexiv preia forme neaccentuate de aceleași cazuri de la pronumele personal. Și aici putem să facem încurcătura, să le încurcăm, să facem confuzia între pronume personal și reflexiv. Și voi scrie două enunțuri. Mă duce la școală. Și mă duc la școală. De fiecare dată când întâlniți o formă neaccentuată de persoanele întâi sau a doua, adică o formă din asta incompletă, o formă clitică, trebuie să vă puneți întrebarea cine face acțiunea și cine o suportă. În prima propoziție, mă duce la școală, el sau ea mă duce la școală. E vorba de persoana a treia. Și el sau ea mă duce pe mine, eu suport acțiunea. Vedeți, sunt persoane diferite. Ea mă duce pe mine. Pentru că sunt persoane diferite, atunci pronumele mă este personal. În propoziția a doua, mă duc la școală. Cine mă duc? Eu mă duc. Căutați mereu subiectul. Pe cine duc eu? Pe mine mă duc. Eu fac acțiunea și eu o suport. Și atunci pronumele mă este pronume reflexiv. Asta, încă o dată, se întâmplă doar pentru formele neaccentuate, formele clitice de persoanele întâi și a doua ale pronumelui personal. Acestea pot deveni reflexive. Și forme neaccentuate sunt doar la acuzativ și dativ. Mare atenție! Celelalte cazuri, nominativul, genitivul, vocativul, nu au forme neaccentuate sau clitice. Mai exersăm puțin pe câteva enunțuri. Te ajută la teme. Te speli pe mâini. Vă salută oricând, vă schimbați hainele. Haideți să exersăm împreună. Te ajută la teme. Dacă văd o formă din aceasta neaccentuată, trebuie să-mi pun întrebarea. Cine face acțiunea? El sau ea te ajută la teme. Persoana a treia. Pe cine ajută? Pe tine. Sunt persoane diferite. El te ajută pe tine. Și atunci pronume personal. Te speli pe mâini. Cine te speli? Tu te speli. Pe cine speli? Pe tine. Tu faci acțiunea și tu o suporți. E vorba de pronume reflexiv. Vedeți că e ușor. Doar că trebuie să faceți exercițiul acesta în minte. Vă salută oricând. Cine vă salută? Ei, ea, el, ele.
Pe cine salută? Pe voi. Sunt persoane diferite. Ei, persoana a treia, singular sau plural, sau ele sau ea, vă salută pe voi. Pronume personal. Vă schimbați hainele. Cine vă schimbați? Voi vă schimbați hainele voastre. E aceeași persoană și atunci e reflexiv. E unul dintre subiectele dificile de gramatică care pune în dificultate pe mulți elevi și subiectul acesta se poate regăsi, sunt șanse foarte mari să fie la unul dintre exercițiile de gramatică. Trecem la o altă confuzie, la pronume. Confuzia între 2. Pronume personal și pronume posesiv. Și e vorba de persoana a treia. Iarăși. Pronumele personal la persoana a treia în genitiv. Pronume personal în genitiv are formele lui, ei, lor. Atât, doar acestea. Sunt toate forme accentuate. Lui, ei, lor, pronume personal în genitiv. Trebuie să țineți minte. Pronumele posesiv, în schimb, la persoana a treia, are formele al său, a sa, ai săi, ale sale. Toate formele acestea sunt cu s. Nu faceți confuzia între ele. Dacă spun cartea lui e pe masă, aici lui este pronume personal în genitiv. Dacă spun cartea alor săi e pe masă, aici alor săi este pronume posesiv în genitiv. A cui carte? A alor săi. Mare atenție! Și dacă spun cartea sa, aici nu e nici pronume personal, nu e nici pronume posesiv, este adjectiv pronominal posesiv pentru că se acordă cu cartea. Cărțile sale, cartea sa. Deci formele lui, ei, lor sunt întotdeauna personale, pronume personale în genitiv. Sigur că lui poate fi și articol hotărât, dar asta e altă discuție. Iar pronumele posesiv la persoana a treia are formele al său, a sa, ai săi și ale sale. O altă dificultate, o altă confuzie pe care am observat-o este aceea între pronume demonstrativ și pronume nehotărât. Pronumele demonstrativ de identitate are formele pronume demonstrativ celălalt. Cealaltă, ceilalți, celelalte. Începe cu ce? Celălalt, cealaltă, ceilalți, celelalte. Iar pronumele nehotărât, unele forme compuse, au la fel ce, dar e o diferență între ele. De exemplu, altceva e nehotărât, sau cineva, sau ceva, cuiva. Formele acestea sunt forme ale pronumelui nehotărât. Deci celălalt, cealaltă, pronume demonstrativ de diferențiere, nu confundați cu formele pronumelui nehotărât altceva, cineva, ceva, cuiva. Pronumele nehotărât are forme compuse, cum sunt acestea și sunt și altele, vreo, vreun și așa mai departe, fiecare, oricare, oricine, dar pronumele nehotărât are și forme simple. Formele simple ale pronumelui nehotărât sunt următoarele. Unul, altul, mulți, multe, altele, alții, puțini, puține, atâția, atâtea, cu tare. Sunt alte forme. Forme ale pronumelui nehotărât sunt și cuvintele ambii și amândoi. Atenție, nu sunt numerale. Amândoi, ambii. Sunt tot forme ale pronumelui nehotărât.
Bun, dacă aveți întrebări, vă rog să le scrieți în comentarii despre distincțiile, despre confuziile pe care le-am discutat până acum. Deci, pronume demonstrativ, de diferențiere celălalt-cealaltă, nehotărât, forme simple sau compuse, ambii și amândoi sunt pronume nehotărâte. Și trecem mai departe la o altă problemă importantă a pronumelui. Și anume, mai scrie aici, nu mai numărăm, diferența între pronume și adjectiv pronominal. Iarăși, un subiect foarte important, s-a dat la examen anul trecut, e foarte posibil să fie și anul acesta. Dacă vi se cere într-un enunț, fie să recunoașteți valoarea morfologică a unui cuvânt, care e adjectiv pronominal și scrieți că este pronume, atunci ați greșit, nu e pronume, e adjectiv pronominal și asta trebuie să scrieți. Dacă vi se cere să construiți un enunț cu un pronume, știu eu, de orice tip, posesiv, nehotărât, negativ, demonstrativ și așa mai departe, trebuie să alcătuiți enunțul cu pronume, nu să-l faceți adjectiv pronominal. Aici observ că este că e o mare problemă. Mulți dintre voi nu faceți diferența între pronume și adjectiv pronominal. Și vă voi da astăzi câteva strategii. Și cum construim enunțuri și cum recunoaștem. Voi scrie câteva enunțuri. Întâi, cartea mea e pe masă. În enunțul acesta, mea e pronume sau adjectiv? Ce credeți? E adjectiv pronominal. De ce? Pentru că se acordă în gen, număr și caz cu substantivul. Acum, de unde știu că se acordă? Asta e întrebarea și sper că aveți întrebarea aceasta în minte. Acordul se poate verifica și putem verifica acordul, de exemplu, în număr. Dacă schimb numărul substantivului și spun cărțile, o să mai spun cărțile mea? Nu, o să spun cărțile mele. Cuvântul acesta se schimbă după substantiv, exact ca un adjectiv. Gândiți-vă la adjective. Fată frumoasă, băiat, nu spun băiat frumoasă, spun băiat frumos. Se schimbă după substantiv. Deci dacă schimb numărul substantivului și se schimbă și cuvântul meu, e adjectiv pronominal, dacă se schimbă obligatoriu. Și este adjectiv pronominal posesiv. Adjectivul pronominal posesiv, încă o dată, se acordă în gen, număr și caz cu substantivul. Deci nu întrebăm a cui carte a mea ca să aflu cazul, ci mă uit la cazul substantivului. Substantivul cartea este subiect, deci este în cazul nominativ și atunci adjectivul este tot în nominativ. Toate adjectivele pronominale, indiferent de cazul în care stau acestea, au funcția sintactică de atribut. Toate, 100%. Pot sta și invocativ. Sunt tot atribute. Un alt exemplu. Am vorbit cu băiatul acela. Acela. E pronume sau adjectiv pronominal? Ce credeți? E adjectiv pronominal. Pentru că se acordă cu substantivul. Dacă schimb forma și spun am vorbit cu băieții, o să spun băieții acela? Nu, o să spun băieții aceia. Se schimbă după substantiv. Înseamnă că se acordă în gen, număr și caz cu substantivul și atunci este vorba de un adjectiv pronominal demonstrativ. În ce caz credeți că stă? Stă în același caz ca și substantivul. Substantivul are prepoziția cu și atunci este în acuzativ și este atribut, pentru că este adjectiv pronominal. Toate adjectivele pronominale sunt atribute. În cazul pronumelui negativ, formele adjectivelor sunt deja fixe. Adică știm ce cuvinte sunt adjective, niciun și nicio. De exemplu, nicio persoană nu a lipsit. Aici nicio este adjectiv pronominal nominal negativ și stă în cazul nominativ pentru că se acordă cu subiectul cine nu a lipsit, persoană. Bun, deci trebuie să verificăm întotdeauna dacă e vorba de un pronume sau adjectiv pronominal și uitați-vă la schimbați persoana, de exemplu. Schimbați persoana substantivului, numărul substantivului și dacă se schimbă obligatoriu și cuvântul, înseamnă că e vorba de un adjectiv pronominal. Bun, apoi, dacă vi se cere să construiți un enunț
de oricare tip ar fi, cu un cuvânt, acesta, acela, fiecare, să fie pronume, nu adjectiv pronominal, și să fie atribut, atunci aveți două situații. Deci pronume, atribut. Două situații aveți la îndemână. Cele mai simple. Să spunem că vi se cere un pronumele demonstrativ aceasta. Pronumele demonstrativ aceasta să fie atribut. Cum facem? Prima situație este următoarea. Îl pun lângă un substantiv care e subiect. De exemplu, cartea. Am spus aceasta, da? Acesteia este pe birou. Acesteia. Nu spun cartea aceasta. Pentru că dacă spun cartea aceasta, aceasta este adjectiv pronominal. Cărțile acestea. Deci aici nu e bun. Dar aici e bun, cartea acesteia. Pentru că e pronume. Nu se acordă. Și în primul rând, dacă vă uitați cu atenție, nu se face acordul în caz. Cartea e nominativ. Cine este pe birou cartea? A cui carte? A acesteia. Adică cartea fetei, cartea persoanei. Vedeți, sunt două persoane diferite sau două obiecte diferite, două substantive diferite. Cartea și persoana. Da? A cui carte? A acesteia. E în genitiv și e atribut. Dar dacă spun cartea aceasta, aceasta ar fi adjectiv pronominal. Deci trebuie să pun subiectul aici și apoi un atribut în genitiv. Să schimb forma, nu să mai fie aceasta, să fie acesteia. Bun, la fel și la nehotărât, dacă mi se cere cu fiecare. Lucrurile fiecăruia sunt acasă. Ale cui lucruri? Ale fiecăruia. E în genitiv atribut. Dacă spun fiecare lucru este acasă, atunci este adjectiv pronominal nehotărât. A doua strategie, și nu e valabilă pentru toate situațiile, este să aveți substantivul nominativ, subiectul aici, și să puneți pronumele în acuzativ. De exemplu, cadoul de la acesta mi-a plăcut. Cadoul e subiectul nominativ. Care cadou? Ce cadou? De la acesta. Cuvântul acesta nu e adjectiv pronominal aici, e pronume. De ce? E simplu, nici măcar nu trebuie să fac verificarea în număr. Păi mă uit la caz. Ăsta e subiectul nominativ. Aici am prepoziția de la, care îmi spune cazul acuzativ. Și stă pe lângă un substantiv. Care cadou? Ce cadou? De la acesta. E atribut. Acestea sunt cele două mijloace, cele două strategii prin care vă asigurați că pronumele sunt atribute și nu devin adjective pronominale. Dacă le faceți adjective pronominale, atunci cu siguranță pierdeți puncte. Deci, mare atenție, și cel mai ușor este să faceți așa: subiect, atributul în genitiv sau în acuzativ, cum vreți voi, și mai departe continuați enunțul. Dacă vi se cere asta, dacă vi se cere, știu eu, ca un pronume să fie complement de un anumit tip, atunci e mult mai simplu, ca să vă asigurați că nu riscați să-l faceți adjectiv pronominal, nu puneți substantive în enunțul. Da? E simplu. De exemplu, un pronume demonstrativ să fie complement prepozițional. Dacă aud complement, atunci mă gândesc la verb. Am vorbit despre acela. Despre cine am vorbit? Despre acela. Complement prepozițional în acuzativ. Complement indirect. I-am dat aceluia cartea. Cui am dat aceluia? Dativ, complement indirect. Vedeți? E simplu. Sau complement direct. Îl știu pe acela. Pe cine știu? Pe acela. Circumstanțial. Am ajuns după acela. Circumstanțial de timp. Circumstanțial de mod. Scrie ca acela. Cum scrie? Ca acela. Circumstanțial de loc. Merg spre acela. Unde merg? Spre acela. Pentru circumstanțiale, rețineți prepozițiile acestea pentru că vă ajută foarte mult. După la timp, ca mod spre circumstanțial de loc. Și nu,
nu vă gândiți să faceți la exercițiul acesta 6, la care vă cere să construiți enunțuri. Nu trebuie să aveți enunțuri elaborate sau foarte complicate. Trebuie să fie simple, să răspundă la cerința gramaticală. Acolo nu vi se punctează creativitatea. Trebuie să respectați cerința, să aveți funcția sintactică și enunțul să fie propoziția ce vi se cere acolo. Trebuie să fie corectă din punct de vedere gramatical și să aibă sens. Și dacă ați făcut așa, primiți toate punctele. Să fie simple, mai degrabă. Enunțuri simple, da? Vă cere un circumstanțial de loc, pronume demonstrativ, merg spre acela. Unde merg? Spre acela. Am nevoie de verb și de circumstanțialul de loc. Bun. Acestea sunt câteva discuții despre pronume. Sper că vă ajută. Dacă aveți și alte întrebări referitoare la pronume sau alte sugestii despre alte lecții de recapitulare pe care să le facem acum, reluăm în câteva minute ceea ce am discutat astăzi. Mare atenție la distinția aceea între pronume și personal și reflexiv. Formele neaccentuate ale pronumelui personal, de persoana întâi și a doua, devin reflexive când acțiunea e făcută și suportată de subiect. Mă spăl, eu mă spăl pe mâini, da? Mă duc la teatru, eu mă duc pe mine la teatru. Atenție la confuzia între pronumele personal și cel posesiv, lui, ei, lor, pronume personale în genitiv, al său, a sa, săi, sale, posesive, la persoana a treia. De asemenea, pronumele demonstrativ, celălalt, nu trebuie confundat cu pronumele nehotărât, ceva, altceva, cineva și așa mai departe. Atenție și la distinția aceasta între pronume și adjective pronominale. Când devin pronume, când devin adjective pronominale, cum faceți diferența între ele, între pronume și adjective pronominale, și la cele două strategii pe care le-am discutat, prin care puteți să construiți enunțuri în care pronumele să fie atribute și să nu devină adjective pronominale, pronominale, pentru că dacă vi se cere pronume, trebuie să fie pronume, nu adjectiv pronominal. Și v-am mai dat și câteva sugestii pentru funcții sintactice în cazul pronumelor. Încă o dată, dacă aveți alte întrebări sau alte strategii pentru recapitulările din această perioadă, sunt aici și aștept propunerile voastre. Până data viitoare, numai bine și mult succes în pregătirea voastră!